mergem mai departe să vedem colegul nostru, Ion Orlov, ce de lucru și-a mai găsit în această dimineață. Salutare, Ioana! Bună dimineața, colegi! Bună dimineața, telespectatori! Bună dimineața, prima oră! Știți unde suntem noi acum? Suntem la Filarmonică și chiar dacă l-așteptați pe Ion, să știți că Ion apare mai târziu pentru că are o funcție foarte, foarte importantă. Iar acum vom urca pe scenă să vedem ce fac fetele aici, pentru că suntem la repetiție, da? Haideți cu mine să vedeți ce se întâmplă acolo pe scenă. Ia să vedem! Salutare! Bună dimineața, fetițelor! Bună dimineața! Așa, tu ești Rapunzel cea mică. Și tu ești Rapunzel mare. Fetelor, ce? Vă pregătiți de spectacol? Da. Da? Da, dar știți, avem un moment foarte important în spectacol. Este momentul când vine prințul. Știți de asta? Da. Da, dar mai nu știu cine o să fie prințul. Nu, căutăm un prinț. Prințul este pe loc! Pe cine trebuie să salveze prințul în această dimineață, în acest spectacol? Nu știu despre ce este vorba. Bună dimineața! Bună dimineața! Să înțeleg că pe Rapunzel sau pe Rapunzel, pe cine salvăm astăzi? Tu vrei pe amândouă? Eu presupun că asta este misiunea mea. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Bună dimineața, prieteni! Da, eu în rol de prinț și fetele în rolurile despre care o să-mi povestească mai multe Elena, pentru că este vorba despre un spectacol aici la Filarmonica Națională, exact. Serghei Lunchevici. Și abia aștept să vă dau detaliile. Deci hai, e vorba despre... probabil toți, mai ales părinții care au fetițe, cunosc desenul animat Rapunzel. E vorba de o fetiță, noi avem aici două, pentru că în spectacol e momentul în care o să vedeți Rapunzel micuță și după care Rapunzel mare. Deci este același erou. Exact, dar doar doi că actori, așa. Da, apare mai întâi Rapunzel micuță, bebeluș, după care apare Rapunzel la 4 ani și după care apare Rapunzel în turn mare care așteaptă să vină prințul să o salveze. Ăla e prințul. Da. Apropo, să știi că stă foarte bine. Stă bine? Da, vă da. Luați în echipă? Da. Prima oră. Pa, pa. Da. Ok, bun. Ce fac? Știu că povestea este despre părul frumos și lung al lui Rapunzel. Da. Ce face? Prințul se urcă pe părul Rapunzel? Da, îți imaginezi? Da, trebuie să slăbești un pic ca să poți urca ca să te țină părul. Părul este miraculos și de asta e stă în turn, pentru că o vrăjitoare a luat-o, a răpit-o pe Rapunzel pe când era foarte mică. Doar pentru... era așa? Încă mai mică, bebeluș. Da, imediat cum s-a născut, i-a răpit copilul, pentru că părul este miraculos și ea când îl atinge părul lui Rapunzel, ea se face mai tânără. Dar dacă cineva atinge părul Rapunzel, se face mai tânăr. Credeam că vrei altceva. Am vrut să zic, poate mă fac eu mai tânăr puțin. Unde mai tânăr? Da, uite, ți-a căzut și părul, barba. Asta de la bătrânețe, de obicei se întâmplă. Ok, bun. Și ce se întâmplă după aia? După aia, prințul urcă în turn, îi spune lui Rapunzel că cine este mama ei adevărată și ea de la început nu crede, dar bine, până la urmă ea dă nas cu mama. Și Rapunzel, de fapt, e o fire foarte, foarte blândă și bună și cu un suflet foarte, foarte mare. De asta ea o iartă pe mama ei, adică pe vrăjitoare, de fapt, și merge la castel, pentru că Rapunzel este, de fapt, o prințesă. Și vrăjitoarea devine mai bună sau nu până la urmă? Devine mai bună și chiar mereu este alături de ea, dar eu zic că cel mai bine să vină oamenii să vadă ce se va întâmpla. Eu am sperat că trebuie să spui cu ce se finalizează povestea, pentru că știu, cu siguranță, are un final frumos și bun. Noi l-am ajustat, pentru că, de fapt, finalul spune că vrăjitoarea moare, na, e trist finalul pentru vrăjitoare. Noi l-am făcut un final mult mai frumos. De asta, duminică, data de 3 februarie, la ora 12, trebuie să fiți neapărat aici, la Filarmonică, să privim împreună spectacolul Rapunzel. Mai ales că nu e un spectacol tradițional dramatic, unde copiii doar stau și ne privesc, dar ei ce fac? Cântă. Dansează. Dansăm toți împreună și copiii sunt și să ne jucăm. Deci va fi un spectacol interactiv. Exact. Asta este ceea ce ne caracterizează. Spectacole interactive pentru copii de la Casa de Spectacole Planeta Colonela. Frumos. Hai să ne facem cunoștință cu crew sau cu castul de actori. Rapunzel cea mijlocie, se că cea mică. Cea mică e bebeluș. Da. Rapunzel este Gabriela. Gabriela. Te salut! Și fă o piruietă. Cum faci tu o piruietă? Ne rotim așa. Iuhu! Vai, ce frumoasă! Și am zis că coronița este extraordinară, Gabriela. Așa. Și da. Mai departe? Și mai departe, Rapunzel cea mare este Cristina. Cristina, care deja a crescut din coroniță, dar da, și părul mult, mult mai mare. Și prințul Ion. Și prințul Ion, care am înțeles că are un nume foarte deosebit. Da. Gheorghe Papa Gheorghe. Gheorghe Papa Gheorghe, da.
Și mai există și Elena. Eu sunt naratorul, deci e povestitorul. Da, da. Eu sunt cea care din carte vă citesc vouă această poveste frumoasă. Așa că veniți neapărat. Toată lumea este invitată duminică, adică poimâine, la ora 12 la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici pentru un super spectacol interactiv pentru copii și pentru părinți. Exact, da? La noi părinții sunt atât de entuziasmați după, zic, măi, dar m-am distrat și eu și am ridicat mâinile sus și am aplaudat. Da. Bun, vă invităm toată lumea să avem momente frumoase, să ne amintim de anii de copilărie pentru părinți, să ne distrăm împreună cu copiii și să admirăm spectacolul Rapunzel. Așa și se numește, Rapunzel? Da, Rapunzel, da, pur și simplu. Rapunzel! Da, am înțeles că Rapunzel este de fapt o denumire de plantă. Asta am aflat ceva nou. Dar dacă vreți să aflați toate detaliile, cel mai bine să veniți la spectacol. Da, okay. Eu mai multe detalii nu zic, gata. Gata, fetelor, eu îmi dezbrac mantaua de prinț pentru că vine, sper că vine prințul. Adevărat. Da, autentic și voi continuați repetițiile pentru că în câteva zile trebuie să ieșiți în fața la o sală plină. Și atât, lăsăm fetele, bravo, fetele. Mulțumim! Frumoase și talentate. Vă așteptăm! Da, Clăunela vă invită la spectacol Rapunzel, atât pentru această dimineață. O zi frumoasă, să aveți ca în poveste, ca în poveste Rapunzel, cu final fericit. Colegi, aveți legătura.